La Teatrul Tudor Vianu, stagiunea se apropie de sfârșit, ca și mandatul directorului Mircea Mionescu, care expiră în prima decadă a lui iunie. Vineri, la 11:30, puteți urmări a 31-a premieră a teatrului de când Ionescu se află la conducerea instituției. Păcală și Tândală, posibil ultima din stagiune, pentru că până la finele acesteia n-a mai rămas prea mult timp pentru pregătirea altor premiere. Întrebat dacă își dorește încă un mandat la conducerea Teatrului Giurgiuvean, Mircea Mionescu a lăsat să se înțeleagă cu prilejul unei conferințe de presă că factorii de natură financiară nu-i permit să ia o decizie definitivă. Cu sufletul a zice da, cu sufletul a spune da, dar în actualele condiții materiale mi-e aproape imposibil să mai fac ce am realizat până acum, o spun, nu o zic doar eu, ați citit noastră presa, pentru că e foarte greu să câștigi tricoul galben în cursa ciclistă, dar e și mai greu să-l păstrezi. Ori dacă eu mi-am asumat un risc cu pierderi materiale, cu oboseală, am făcut-o din dragostea mea de teatru. Eventuala debarcare din sezonul următor a lui Mircea Mionescu de la conducerea teatrului ar însemna probabil o și mai mare acutizare a problemelor de ordin financiar pe care instituția le are. Cel puțin în această problemă, actualul director cunoaște bine cum stau lucrurile.